ciocolată. O să avem nevoie pentru acești biscuiți de 110 grame de zahăr pudră, care îl avem aici, 2 ouă, 160 de grame de unt moale, coajă de la portocală, eu am să pun pasta de portocală că dă un gust foarte bun, ciocolată, o să punem cam 100 de grame de ciocolată și făină cât cuprinde. Și să începem. Coajă de portocală, coajă de lămâie, ce vă place. Cacao. 15 grame să punem. Acum o să adăugăm făina. Făina cât cuprinde. Calatul nu trebuie să fie nici prea mare, dar nici prea tare. Potrivit. Thank you.
consistență, cam așa trebuie să fie. Acum o să adăugăm și ciocolata. Aici am 100 de grame de ciocolată. 125. O să punem pe toată. O să tăiem bucățele. Adăugăm la aluat. O să ne ajutăm cu puțină făină ca să nu se lipească și o să întindem. Să dau niște drumulițe cu purpurița. Se fac foarte ușor. Sunt fără praf de copt, cu zahăr pudră, ouă, unt, puțină sare, arome, cacao și făină cât cuprinde. Acum o să tăiem această formă. Să tăiem și mari și mici, tot așa cu zimțată. Acum o să-i punem într-o tavă. În cuptorul preîncălzit o să-i punem pe tavă câte lemne și o să-i dăm la cuptor. Mari și mici. Aceștia sunt biscuiții. Acum îi dăm la cuptor. Între timp o să facem, o să-i facem pe ceilalți.